văzut CFR a reușit să revină și să ducă meciul la penalturi. Poate că vom vedea campioana României va reuși să revină din nou și acum la loviturile de departajare. Cătălin Munteanu, cel mai experimentat jucător de pe teren cu siguranță, față-față cu Stăncioiu. Cătălin Munteanu, Cătălin Munteanu! 3-1 pentru Dinamo! Da, și în acest moment Dinamo se duce la 2 goluri în fața CFR-ului. O nouă execuție de clasă la dinamoviști, după ce am văzut execuțiile frumoase ale lui Matei și Alexe. Tora execută pentru campionii României, se roagă Pulha pe banca de rezerve. Doi băieți care au trecut pe la UTA, i-am văzut conversând amical, am văzut pe Bălgădean vorbind cu Tora, au fost coechipieri.